După pauza aceasta de oră, în casă se va vota cine este cel mai puternic cuplu în viziunea concurenților din casă și cine este cel mai slab cuplu. Ar trebui să se refere strict la sentimente și la cât de îndrăgostiți sunt și cum sunt ei de adunați și de închegați în, într-o relație, și nu la, nu știu, la răutății și la antipatii, pentru că până la urmă, dacă vor să fie sinceri, ar trebui să fie sincer cu ei înțești, Dar nu uitați că este o competiție, iar majoritatea concurenților luptă și trag cu dinții de marele premiu, așa că. Vom avea surprize foarte mari și cu siguranță se va da acolo... A, mi-am adus aminte! Vorbea odată Raluca cu fetele despre, acest, despre această votare și spuneau că de-abia așteaptă să se ajungă la această votare și oarecum știu că Raluca a sugerat fetelor atunci să voteze Valentin și Gabriela, fetelor din cuplu. Sunt tare curioasă, bineînțeles, la cel mai slab cuplu, da? Sunt tare curioasă să vedem dacă asta se va întâmpla. Mi-am adus aminte acum, dar a fost acum vreo două, trei săptămâni această discuție între Raluca și fete și vorbea că de-abia așteaptă să se ajungă la această votare și că, cu siguranță, atunci se va arăta cine este cel mai slab cuplu. Dar să nu uităm că asta este în viziunea lor. Dacă ne luăm după discuția de atunci, astăzi la cel mai slab cuplu va fi votat Valentin și Gabriela pentru că am auzit acea discuție acum două, două săptămâni, cred. Sunt tare curioasă să vedem dacă s-a mai schimbat ceva între timp și poate fetele nu s-au lăsat influențate, eu cred că s-au lăsat influențate și vom vedea astăzi.